Bună ziua! Hello! Să mă urmească plânsul! Ia uite, ne-am... Dacă te vă plâng... Ne-am... Da, și eu am emoții. De ce emoții? Eu sunt ultimul invitat al acestei emisiuni. Da. În viață! Pe cuvântul meu, mi se pare așa... La protocol aici, în o să ne ții minte cumva, nu? Da, sper că și voi pe mine. Nu, fără tristeți. Nu, e emoționant, e drăguț. E un sentiment... Dar de tot, de tot? De tot, de tot, da. Eu nu mai gata, nu mă mai vedeți 10 ani. Nu de tot, de tot. Mi-ai zis, mă, că... Nu știu la ochi. Așa. Mai facem noi ceva, ce crezi că faci tu, Denis? Ce să fac? Uite, bine, am venit la voi, dar chiar nu știam că... Ai aflat și te-ai... Da, întotdeauna. Da, să știi că e așa o chestie. Te uitai la emisiune? Da, la ora aceasta nu sunt acasă, dar eu mă uit pe YouTube la ce mă interesează. Da, eu nu prea le-am cu televizorul așa, pentru că ajung seara obosită, probabil ca și voi acasă. Și nu, eu oricum n-am loc de copil. Am un singur televizor în casă, în dormitor nici măcar nu am, de vreo 6 ani. Diana are două, dar alea din 82. Am 4. 4? Păi am unul, atât. Okay. Atât. Și nu mă uit la televizor, dar dacă mă interesează ceva, mă uit pe YouTube imediat și... Corect. Sunteți și voi pe YouTube. Simt că vine primăvara, e febra, da, e febră de toate felurile. Eu abia stau, de exemplu, de febră de vreo săptămână și de asta am venit așa, am urcat un picuț mai gros pentru că sunt un picuț răcită, dar da, vine primăvara, e luna noastră. Vine mărțișor, vine 8 martie, vine 10 martie ziua mea. Pregătit pentru 1 martie. Cât e 10 martie ziua ta? 10 martie este ziua mea, dar este o lună peștaică, da, da, da. Norocos. E o lună... Plină. Cum suntem, norocoși? Norocos, domnul care trebuie să ia atâtea cadouri luna asta pentru tine. 1, 8 și 10. Păi nu, da, că le comprimă, cred. Să fie. Contează. 3 cadouri și asta. Știi e cum e? Cred că Diana e în asentimentul meu. Să vină domnul, că ne descurcăm singurile și cu cadou. Rezistăm noi. Da. Ce mai poartă fetele mărțișoare chiar așa? Da. Să mai pun așa în piept ca pe vremea noastră, că noi când eram mici abia așteptam să vină 1 martie, să vină băieții, să ne pună un mărțișor aici. Am, chiar ieri am fost și am achiziționat mărțișoare pentru colegele fetei mele, am făcut și eu, lucrând în domeniul diamantelor, o colecție așa de mărțișoare și fetița mea se bucura foarte mult și eram cu ea în telefon, era la meditație la ora aceea, n-a putut să fie cu mine, din păcate, dar prin telefon o întreba mama ce-ți dorește, îți place mai mult asta, îi trimiteam poze, ei se bucură foarte mult copiii. Noi, părinții, suntem un picuț stresați pentru că, hai că trebuie să mai luăm și mărțișoare după ce venim de la birou, mai facem și o sală sau ce mai facem noi. Și... Dar consider că este este o sărbătoare frumoasă. Este, da, și eu am învățat. Poartă, eu o să port mărțișor, iar tu, da, chiar te rog și rog pe toți părinții de băieți. Da, eu pe David îl trimit cu mărțișoare, da, în fiecare an. Mărțișoare, o floare de 8 martie pentru învățătoare. Toate și foarte și pentru fetițele din clasă. Da, da, trebuie acolo să fie atent cu foarte, fiecare. Foarte eu știu că el a dat mereu, Florin că știe. Tradiția zice că și băieții primesc mărțișoare de la mine Moldova. Nu? Eu dădeam mărțișoare și fetelor și băieților. Corect. Aveam și un cățel, îi puneam și lui un șnur roșu la gât, pe cuvânt. Adică... Și păstra șnurlețul ăla până pe nu știu cât. Eu o să-mi pun. Trebuie legat la mână dorință, până se rupe, nu? Până se rupe și apoi nu, pe data de... Dacă nu se rupe, legăm de un copac. Legăm de un copac din acesta înflorit. Înflorit, da. Serios? Da. Asta e tradiția? Da, și ți-ale și babă. Da. A, păi ce să mai alegi, că sunt eu destul, e ok. Când e baba ta, deci pe 10, ești pe 10. Da, pe 1 martie, să spune că este baba mea, da. A ta este alege pe 6. Cu... Data de naștere e suma cifrelor, da? Din data de naștere. Și eu mi-alegeam 7, n-am voie să mi-aleg? 6, n-ai voie să alegi. Pe 6 e a ta, a mea e pe 2. Sunt 29, 11, 2, tu ești pe... Nu știu, dar eu mi-aleg mereu 7, poți să faci ce calcul vrei, dar eu rămân cu 7. Pe 7 ești, nu? Poți să născută pe 7, 7, 7 și aleg 7, că așa vreau. Ești foarte bine. E foarte norocoasă, pe 7, 7, 7, 7 e ceva. Așa ești, frate. Da, da, se și vede că e norocoasă. Iau, mi-a dat Dumnezeu de toate. Da, da, să știi că mai da. Mai puțin, da, e ok. Bun, deci asta trebuie să facem de 1 martie, ca să ținem, da, de tradiție, da, cumva. Și noi... Fiind în acest domeniu al bijuteriilor, ne-am gândit să facem o colecție foarte drăguță de mărțișoare. Pentru, bani mulți cu bijuteriile pentru, astea, nu? Pentru ce? Să știi că în România se găsesc și dacă nu, în România și afară. Și am făcut tot felul de mărțișoare. Astea mărțișoarele, nu? Da. Uite, sub formă de fruturași. Formă de brățară. Uite, ai un râ acolo, inițial R. Da, de la Ramona. Sunt, cum să spun, am făcut sub formă de litere. Știi că sunt diverse trenduri acum. Fiecare, la un moment dat, purta la gât litera iubitului, iubitului, copilului, litera personală, știi? Am făcut și o salamandră pentru că are un smarald. Da, tot felul, o cruciuliță micuță, ceva simbolic, care nu costă extraordinar de mult.
Pentru că mărțișoara trebuie să fie ceva simbolic, nu primești... Nu trebuie să aibă da. Neapărat gata. Valoare. După bugetul fiecare. Și am pus eu acolo și un colier tenis din acela pe care și-l doresc toate clientele care vin la showroom. De asta are cea mai căutată bijuterie. Iana, am găsit cheia inimii tale. Uite ce frumos. Asta e cheița. Drăguțe, finuțe. Sau da. Poți să interpretezi altceva. Poate vrea cineva să-ți facă cheiță, dacă știi vorba. Au. Să-ți fac o cheiță. Am mai încercat, dar nu merge. Că pe drumul ăla m-am întors eu. Deci te ocupi în continuare de bijuteriile astea frumoase și cred că acum luna martie pentru tine e foarte plină din punctul ăsta. E plină, este o lună plină, da, și mă ocup cu tot ce înseamnă frumos. De la job până la, nu știu, citesc lucruri frumoase, mă uit la filme frumoase. Ce faci frumoase. Aia mică? Mică, mare deja. Mă ocup aia mică frumoasă, a mea mică nu mai este mică, este mare. Își dorește hainele mele, 10 ani, mulți jumătate, înainte. Avem mulți examen înainte. Sâmbătă dimineață. Mâine mă duc și eu cu sâmbătă examen? La 8 ce dimineața, examen? Olimpiadă de matematică. Mamă! Nu cred! Bravo. Și eu vineri seara ies cu fetele, nu? Tu te duci la olimpiadă sau ia? Eu mă duc să dorm pe holuri sau pe mașină. Da. Să vedem. Hai da. Să le zicem fetelor ce faci să te întreții atât de bine. Doamne, mă întreabă pe Instagram fetele. Mă pune și tu, fă o filmare cu ritualul tău de înfrumusețare. Păi cu... da. Mi-e rușine să vorbesc singură cu telefonul. A, uite, vorbește acum, că acum n-ai degeaba. Pe cuvântul meu este, am mai pus eu așa. Uite, te filmezi eu. Nu sunt actriță. Te filmezi eu și îți trimit după aia filmarea. Tu trebuie să zici care e ritualul tău. La final să zici, come on. Și coconut. Așa, ritualul de înfrumusețare al Denisei. Eu nu sunt o actriță. Bun, nu trebuie. Haideți să vă spun un lucru pe care eu îl consider foarte important. Foarte, foarte important. Trebuie să fim curate, curați. Noi oamenii, în general, să suflet? Ne... Peste tot. Peste tot. Trebuie să avem grijă să ne... Îngrijim. Spălăm, să ne îngrijim, să ne dăm cu o cremă adecvată tipului nostru de ten. Corpul este foarte important, toată lumea mă întreabă, dar de ce ai pielea așa de bebeluș? Pentru că mă dau cu cremă de 3 ori pe zi și beau cam 5 litri de apă pe zi. Prea mult. Și nu e prea mult, prea pentru mult. Că fac și mult sport. Simt nevoia să intervin și aici, da. De ce prea mult? Prea mult. Un organism normal al cere 2 litri de apă pe zi, nici surplusul de apă nu este neapărat. Are și el de apă. Revenim. La cât sport fac, beau 1 litru și mă atent mai acolo și elimin imediat. Da, da, cât, de câte ori merge la sală? Acum sunt în recuperare, fac 4 ori pe săptămână recuperare, pentru că eu m-am operat cu genunchi, mă simt ca la interviu, ca la job. Da. Și merg de câteva ori pe săptămână, înainte mergeam zilnic, nu recomand, pentru că eu mai am rupt genunchii, dar merg destul de des, genunchi. Da, fac multe lucruri, fac foarte multe lucruri, dar tot pornește de la păpică, de la alimentație. Ah, este bravo! Foarte, foarte ce mănânci atunci? Puțin și bun. Puțin, legume, mănânc... Nu ești rău vegană, vegană aceasta, sau nu, ceva? Nu, cred, nu știu ceva. Eu am nevoie de carne pentru a face sport. Ah, corect, o masă fără carne este da, o masă nu. Pierdută. Eu săptămâna aceasta am mâncat foarte mult pește cu broccoli și cu niște cartofi dulci, cam în fiecare zi mănânc foarte disociat, foarte pot să spun așa. Da, și mănânc destul de puțin, cred că vreo 5 feluri de mâncare cu tot. Dulce? Doar Nutella, pardon. Doar ciocolată când e caz. Doar un singur fel de dulce. Am înțeles că s-a și închis fabrica între timp, deci scap și de acesta. Nu e, nu e, e un mit pe acolo, am citit și eu. Mama mea mi-a dat o veste foarte tristă într-o zi, dar încă mai găsim. Nu fac rabat de la nimic, atâta timp cât este în cantități mici și cu... Iată, 1.58, 1.59, 2 minute a avut acest minute. Interviu. Este perfect. Îl salvezi și îl trimiți. Faci reclamă la telefon, vrei să mai ai un telefon pe barter. Doamne, scrie mai ce telefon e. Unde zi tu? Doamne ajută, dar mie îmi place și basca ta. O să... Ia-o, mai că e ultimul. Denisa, ai fost ultimul invitat de la prietenii la 11. Să știți că întotdeauna m-am simțit bine și vă doresc mă să plângare. Să ai un 1 martie, un 8 martie vedem. Și un 10 martie minunate. Doamne ajută și voi. Mulțumim. Și o primăvară frumoasă, vă zic pentru ultima oară că luăm pauză. Da, parcă murim, așa zicem.